Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu Bulină. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine m-a regăsit! Știm cu toții despre accidentul acela nefericit din Franța. Din și mai mare nefericire, poate, erau acolo și vreo 12 suceveni. Mulți sunt răniți grav. Din fericire au scăpat cu viață. Din fericire, că este și un din fericire. Vestea proastă că a fost accidentul, vestea bună e că au scăpat cu viață, să dea Domnul să nu se agraveze situația, adică să nu aibă niște sechele, să nu rămână cu probleme de sănătate în continuare. Impresionant așa când vezi cu cei trei copii care au plecat, care stau pe strada Oituș și tatăl lor, pentru că au rezultate bune la învățătură și foarte bune, i-a invitat o lună în Spania să-și petreacă vacanța și acum săraci când au venit spre casă au avut ghinionul ăsta. Prea multe de comentat aici nu ar fi, adică nu știu, n-am fost acolo, accidentul s-a întâmplat, nu știu cum e cu ăla autocarul închiriat. Ce vreau să remarc și să subliniez diferența între ce am văzut la accidentul din Franța și la accidentul de la Mitoc de la noi. Acum, bine, este o foarte mare diferență între România și Franța, exact. Dar câte elicoptere erau la accidentul din Franța, mașini de salvare și așa mai departe, și la noi o mașină de salvare, un smurd, eu nu spun că nu s-au făcut bine. Foarte mulți curioși la noi. Eu nu spun că da, pe autostradă nici ce curioși, de unde să iei curioși. Bine, dar oricum, la orice Probabil că dacă ar fi fost autostradă în România, ar fi venit și curioși de acolo, nu știu, nu întreba de unde, dar ar fi apărut. Am mai nu spun că nu s-a intervenit bine aici la Mitoc, dar e o diferență foarte mare. Dacă vrei să vezi care este diferența în general între o țară dezvoltată, cum e Franța, și într-o țară subdezvoltată, cum e România, pui în paralel cele două imagini. Cu intervenția din Franța, cu atâtea elicoptere și cu mașini de salvare, bine, acolo și-au fost mai mult accidentați, mai mulți răniți. Poate să facă diferențele. Așa și imaginea cu țiuitoarea noastră și cu două mașini acolo. Și asta este diferența între Franța și România, între Germania și România, între Belgia și România, de cel puțin 100 de ani, nu știu. Asta am remarcat eu uitându-mă la imaginile care au fost difuzate și o dată, ghinion, asta e, ce să-i faci, nu știi, acum nu poți să începi să spui că ăla e vinovat, dacă e așa cum se spune că s-a spart pneul de la mașină, da, de unde n-ai ce să putea să facă bietul șofer. Bun, am văzut ofițerul de presă al inspectoratului de poliție județean a fost suspendat din funcție. Domnul se Panțeru. Presupune că ar fi fost implicat într-o altercație într-un local. Da, domnul Panțără e un tip tânăr, da, și în weekend merge la băut, ca băieți. Ca așa fac băieți. Și acum, polițiștii, sunt și ei oameni, măi, Adrian. Era în timpul liber, era în concediu. Deci sunt și ei oameni. Bine, că acum nu e normal să te iei la bătaie pe unde mergi acolo. Dar trebuie să te gândești, băi, sunt polițist. Da, fiind băiat păduri cu treiera și străzi cu treiera Gabi Panțăru și a băut un șpriț și s-o fi luat la hărățit cu ăla, cu avocatul care l-a reclamat. Și avocatul l-a sunat, după aia zis că stai că nu sunt prea sigur că chestiunea e, el a fost. Chestiunea care este că domnul avocat, am înțeles la polițistul care a prezentat comunicatul oficial, că a spus că un polițist e beat și face scandal în centrul Sucevei. Când a sunat, da. Deci, atenție, ăla avocatul știa că Gabi Panțăru este polițist. Trebuie, acum că este anchetat domnul Panțuru și e o anchetă în desfășurare la poliție, deci, repet, nu e normal ca un polițist să se bete seara să facă scandal. Însă și polițistul este om. De unde știu eu că avocatul respectiv nu l-a hrățit? Și el spune, domnule, că un polițist e în centrul Sucevei și face scandal, bănuiesc că cei doi se cunosc. Și poate că odată s-au luat de la o fată și ăsta îl ținea în minte și acum s-or fi certat la șpriț, că închipui că ăla nu era treaz noaptea și era numai polițist băut. Și s-or fi luat și s-or fi spus una alta și ăsta l-a părât la poliție. Și trebuie luat și asta în considerare. Că așa mă duc și eu seara în centrul Sucevei și îl văd pe polițistul Panțăru și am ciudă pe el, sună la poliție, credeți că e Panțăru băut pe aici și face scandal. Nu se poate așa ceva. Nu? Și 112 e o procedat normal. Și da, trebuie poliția, dar unde? Păi a plecat. Dacă eu am ciudă pe el, pot să-i fac asta din răzbunare. Stai, și mă, poți să faci de mai multe ori, nu o singură da, dată. Îți arăt eu ție dacă mi-ai luat-o pe Sânziana. Pe Sânziana, știi că eu agățasem aici în pub și a venit tu mai șmecher că ești polițist și mi-ai luat.
Deci situația, eu n-aș tăbără pe polițistul Gabi Panțăr acum. Din prima... Că, cu... Acum de văzut, a omorât pe cineva, nu? A supărat pe cineva acolo, certându-se cu sticlă, ea, nu știu, de văzut, dar nu trebuie tăbărât și de scos acum că dacă e polițist, gata, hai să îi se ia capul că a făcut nu știu ce. Trebuie de văzut cu atenție dacă nu e o răzbunare din partea avocatului care avea ceva de împărțit cu domnul Gabi Panțăru. Și aș mai vrea să spun acum pe final să-i transmit condoleanțe primarului Sicevei Onungu, pentru că tatăl domniei sale a încetat din viață noaptea de sâmbătă spre duminică, iar mormântarea are loc mâine la Prelipca, de acolo de unde este el. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!